Bine, așa se și-au luat jos. Da. Acum, eu m-am adresat la voi și am spus că nu-ți convine. Da, e ca aici, uite lupți că s-a sus, da. Iată, din nou suntem la Târnova, satul Târnova. Uitați-vă copii care nu primește... Este moșul lui Cebotari Valentin. Președintele raionului domn Dușan. Da, a fost lăsat aici, a fost primar. Măi, Valentin, măi, nu ți-i rușine, măi, Doamne ferește. Păi statul să gândește la așa oameni buni. Trebuie să încas părintea noapte, să trăiesc, mămânat de acolo. Am ajuns la treilea casă, e ca treilea casă. Asta-ți cumpărat? Am dus, am cumpărat. Căsuță bună, Toale, căsuță bună. E bună. E bună? Da, mi-e bună. Mă trebuie cu da. Uitați-vă, doamna asta, da, nu primește un leu de la asistența socială, voi oameni buni, ce se întâmplă aici la Târnova, ce se întâmplă? Am fost la sanatorii, am văzut jumătate de curs, am fost însă la sanatorii. Că ce se înseamnă asta? Au spus că, lasă-mi, da, când spun. Acolo când duci la forul social, la pe ies înainte, de... Da, de ce ai venit? Da, urlă prea. De ce ai venit? De ce ai venit? Dar eu treaba mie, eu trebuie să mă plănăceale, că e... Da, dar ce nu vin să uite casă la doamnă? Ești bătrân, vreau am te întrebări. Da. Ce nu vin eu? Doamne ferește că noi suntem toți împreună. Cum v-am spus, este și Inga afară, este și Lilia. Toți împreună, pe mâini dimineață, iar de nou la dânsle. Băi, rușine să vă și la asistența socială. Rușine să vă și... Nu le lăsăm oameni buni. Încetul cu încetul, statul se gândește, dar noi toți o să devenim bătrâni, mai oameni buni. Toți. Vrei să le spui că le fie rușine măcar uleacă, Matale? Hai, spune-le. Și face statul pentru voi. Și face statul, oameni buni. Târnova, sarmana lumii, cum mi-a spus Valentina, ne-a zis, că o săptămână aici, o lună pot să-și eu asta arăt. Da. Și nu ajunge, da. Da, da, amuș, da, da, sarmana, uitați-vă, și el se chinuie, da, spune, da, măcar, da. Și ajutorul primit. Oameni buni, bătrâni tăță să ajungem. Anul trecut? Anul urmă, cum a dat 100 de lei. 100 de lei ne-a dat. Și nu i-a dat ei. Și nu ne-a dat nie. Și a început să faci gălăgie. Dar cum? Și când ne chemați, că ia că știi, sunt scuzați că am uitat. Cum am uitat? De moșul. Da. De moșul, ăsta-i moșul lui. Nu e mie, dar și e dacă părinții s-au pierdut front și el a rămas 2 ani de fără părinți. Acum? Cum a crescut? Și dacă a ajuns amul, de ce să nu ajut? Și în spis cu șeala dumneavoastră și pe urmă e merge, dacă să ți ia. Acum asta, ce se înseamnă? Întreb tot de luat seama că... Abidnă? Dar cum? Măi, asistent social, băi, bătrâne să ajungeți, măi, bătrâne să ajungeți, măi, asistent social. Și odată, mă, 100 de lei, odată? Da, s-a scuzat. Da, păi el îngrijește de dânsa, oameni buni, el îngrijește de dânsa. Da, dacă nu întreabă, așa știi. Să găsești motoblocul, așa, la locul. Dacă nu vă supărați, câți ani aveți, dacă nu vă supărați, așa, le-am dat cartă. 81, dar eu... Aleu! Până unde? 81 de ani, uitați-vă. E sarmană, el nu merge, vedeți? E stârâie. Eu, de vreme, am o ridic, o duc, o hrănesc, fac mâncare. Și nu vine nimeni oră nu vine. De la asistența socială. Vine matușca de cap. Matușca vă caut. Și ea mă următe prin concert, trebuie să fie alții. Nu vine niciun mamă. Băi, ce fac demnitarii noștri la 81 de ani? Ei nu or să ajungă bătrâni. Ce fac demnitarii noștri? Lumea a spus, de câte ori lumea a spus întrebările. Ce faceți voi cu bătrâni? De ce le faci? Ei e un concediu, măi, s-au luat concediu. Bravo e. Da, dar trebuie să vă dă vouă leafă, că voi îngrijiți toată ziua. Matușca vine două ore, o oră. Ei nu cum poate. Da, când poate. Mare, o oră, două ore. Ea nu-i purtătoare, fie. Ea nu-i purtătoare, oameni buni, uitați-vă. Fie dacă te duci la nășa fie, mor ies înainte. Dar ce ai venit dacă îți fii? Acum. Ale... La Guțu aveți în vedere, la ala? Am o ia ca încă...
Eu nu sunt nicăieri, când mă duc 150 de lei pe telefon să plătesc. Nu îți plătesc, mă sunt tot mă mărăți bine. Cineva, numărul meu, folosesc cu mobilul și mi-a pintit 150 de lei să plătesc. Fixul, da. Da. Dar mi-a spus că mi-a spus eu pasul și mă plăc în Dășeni. Dar mă să mă duc să nu mă scoate la cap. Și vedem, pare că vă nepoți careva mare. Vă învârtești. Da, dar nu vine să mă ajute. Mi-a luat, eu am încicat în gips, am luat în gips 7 săptămâni. Am zis și nu avem ce face, avem 3 căpri. Și am dat o vizită, am dat ie, pomană așa. Dar două le-au luat, nici nu se vădea, nici capri, nici ajutor. Și cei care au văzut casa, au venit și-au luat o capră, o mursă și-au luat-o, și-au mâncat-o și tot. Asta e. Dar cu pământ și acolo? Pământul și e acolo. Acolo uite. Soțele sunt de aici. Soțele care nici cuvinte la casa asta. Mai nu vreau nici. Casa asta? Care da. Trăiți amuia? Da. El a spus că ai vândut soțul. Eu n-am plănuit ca să ies la casa și ei. Eu spun de ea. Casa și ei? Da. Și? Și acolo două gospodării s-o poți. Da. Țăraiul și casa și două gospodării. Că soacra eu trăiesc acolo. Și noi acolo n-am plănuit. Dar dacă nu era chip, dar am să vine cu țâtul la gât. Da, da, da. Și a ieșit de acolo. A ieșit și nu am catat, am găsit casa asta. Nu trebuie casa, să nu prea. Aici m-am îngropat adânc. De-am un aveț încotro. Și pământ? Și pământul era și mi l-a vândut la edinicea și l-a luat garantie. Cum așa? Nepotul? Nepotul i-a luat pământul. Pământul i-a luat. L-a cumpărat. Eu nu știu, eu zic că l-a cumpărat. Da. Și în celul le-am spus că avem soci, mi-a rămas că am 70 soci. Mi-a rămas la casa. De la casa aceea mi-a rămas 25 soții. Acolo am fost și eu, știi, soțiile. Și mi le-au luat acele. S-au dus aici, care am uit primari. Vodorin. Și a cui soțiile? Salut, Victor. El s-a luat cu pom. Și l-au luat vremenul. Și l-au luat tot. Doamne, ferește. Da. 25 de acolo, nu, cum, așa, care am fost eu. Zici că vremenul și atunci îmi bag și l-am ajutat. Eu țin minte acolo, da. 25 de soții. Cine l-au luat, gata. Bine, da. Doar. Dar n-aveți 81 titlu. De ani. N-aveți 81 de ani, oameni buni. Și eu mai fost titlu, am ieșit, am putut. Pământul lui eu luat, tot eu luat, 81 de ani. Nu dau ea ca el 79. Nu dau. Târnova, domn Dușen. Nu iau cu și să vă duci hârtie, n-aveți în mână. Da. Eu am spus că nu pot fi acasă cu pandemia asta, cum da, am spus? Da, da. Am vrut să mă duc la cineva. S-a terminat, de-a mă, puteți să vă duciți. Și am să fac un concert acolo cu Iasi și Blehamsi. Nu, să știți unde vă să vă duci. Aici la primărie concert. Da. Dacă mâini dimineață, Inga. Eu vă să vă duci să ieși de fapt. Dacă Inga Sărmană, mâini dimineață, lucrăm. Nu avem încotro. Fiindcă e aici la Don Dușan, iată-o Lilia, împreună cu Valentina, cu toți, până seara târziu. Oameni buni, dar vreau să vă arăt încă vecina, care am fost razul trecut. Când am fost razul trecut, uitați-vă, vecina care am vorbit și nu avea apă, vedeți? Iată-o, bună seara, tot Valea. Iar din nou la cameră, dar spune. Da, tare mulțumim frumos că ea că a venit și nu știu și că ea că ne-a tras apa, nu știu. Dar tare el era supărat, tare, zicea, te vii și este mai tijel, da, mă jelui, bravo, bravo. Mea, că dați-ne ajutori, să am și eu. Copil aici. Invalid de gradul întâi, acolo da. Invalid de gradul întâi, aici invalid de gradul întâi. Da, și mai este care mai greu trăiesc, care singuri. Dar care au copii și trimări de la Moscou, el dă la cea, la cheia. Nu se face așa. Nu se face așa, gata. Eu am zis că aici în Târnova, Maia Sandu, banii și care de la fiorțul lui e, este copilașul Sărmanu. Mama stă ziua trebuie să stai cu dânsul alături și zi și noapte cum plânge atunci. Spune că vrei cârnați, vrei cârnați. Ei, bună tăt, mamă, vreau ciocolată de cei. Ei, de stai scanasul de ciocolată. Ciocolată. Sărmană, da. Bună. Da. Bună. Dar sunteți bucuroasă că apă da. Este de-am da. Deja bucuroasă. Ei, da. Tare bucuroasă, tare. Zic, ea că și înseamnă, spata, zice mamă, și înseamnă dacă ea că a venit pe mie și e de acolo și Sveta și uite și... Dar spun că m-am dus, dar e Lilia, ce e acolo. Și a pus
Lilia, de asistență socială, de la Târnova. Da, da. Da, Lilia, e că fix așa spune domnul ăsta. Lilia, da. Da, eu zic Lilia, dacă eu am dat cere de fi, că e de ce ce bani, a putut, dacă nu crede aici, trebuie să duc la Dodoșeni. Tu trebuie să vii cu debilul ăsta care am el, l-a pus primarul la mama și da, da. Dracul. Budorin, Budorin. Da, da. Să vii să... asta ia... să dai ajutor, să vadă gardul să risiește casa așa de da, râsul da. Lumii. De râsul da. Lumii, fie asta. Cu ce pensi? Cu 1000 de lei, oameni buni? Da, da. 1000 de lei. Da. Băi, tu i-a mâncat, băi, tu e sănătos, oameni buni. Da, nu, el... dar eu o fi 900 prin el. Da, da. Eu nu 900 de rubli, mai mult nu. Și ia ca băietul prin el pe transport, eu tăiet. Dar ce să-i tai? Dar plecă de fie. Eu zic Lilia, că e de e face aceste documente. Lilia, de fie, până mă el prin el, dar mă nu prinește el asta pe transport. Ce înseamnă asta, Lilia? Să-l iei de mână și-l duce-l, da, să iau ei, nu se satură, uitați-vă, dar eu tras apă, cu ploile este, cu ploile este, eu adus apă imediat, e ca și să înseamnă să vorbiți, oameni buni, să le dăm în nas, ce lucrări fac ei, cum fac ei lucrările, 3 ani de zile ușesc fără apă, doamnă, 3 ani de zile ușesc fără apă, dar acum, iată, vedeți, datorită, vedeți, datorită că eu pus groapa la loc, tot, Of, e foarte greu, ne-a spus, fetele ne-a spus, o lună, da, de vedeți, uitați-vă, și de bucuros, da, bravo, faci curat, bravo, vedeți, mama se chinuie copil invalid gradul 1, acolo se chinuie 81 de ani, invalid de gradul 1, nu merge. Ce face asistența socială? Nu-i dă un leu de una. Nu-i dă 100 de lei odată. 100 de lei, rușine, măi, oameni buni. Ce face asistența socială? Ce face Bodorin, primarul de la Târnova? Ce face Consiliul Raional? Că așa, toți oamenii sunt bolnavi de la Găinațul lui Fede, eu mă gândesc. Iată. Nu-i lăsăm. Din casa lui a făcut un plan. Ia spuneți, ați avut casa dumneavoastră, da? Am avut să ieși în casa părintească. Da. Și m-a făcut așa că am vândut-o. El a împărtit pe dânsul, el a vândut. Eu am luat una care eu vând cartierul la Chișinău. Asta am greit și eu. Da. Și pe urmă... O băgat pe baba și ei în casa asta. Da. Dar pe dumneavoastră... Da. Și ei au luat și baba și ei au dat într-o căsuță acolo, din căsuța aceea, dar mie să o trăiesc cu frasul și de acolo îngropat. Da, dacă eu avem un îngropat, dar cvartiră în Chișinăoare. Dar voi a rămas unde? Ați înțeles? Eu m-am ascultat la fumie. Asta e casa fumiaș care am vândut-o. Și el a rămas fără casă părăgească. Da, dar și ei casă părăgească. Deci ce-a făcut? Tați casa părăgească vândut de la o babă de Chișinău, la Chișinăoare cvartiră. De la baba și ei. Dar baba omulită, m-a auzit că de-a mugată. Umurit. Așa. Umurit, o spus. Dar nu vreau să spuneți dosarul ăla care ați avut în judecat cu Ciubătari, nu vreau să spuneți pune cu Mihai? Pune potul. Ce s-a întâmplat atunci? O vine și mă scoate din... Ia-mi spuneți. Mă scoate din sarai. Nu. Înainte. Ciubătari spune că îți scoate de tăiet lemne acolo. Duci și taie. Voi vă duci și tăieți. Am tăiet. Da. Da, Iza au spus că ziceți că ești. Nu m-am venit și eu să mă bătut acasă. O bătut în casă? Nu, și voi dat... afară m-a scos. Da. Piciorul l-a bătut? Nu, piciorul lui ședinte care a fost întotdeauna. Că el a tăiat lemn, tamal la dânsul, la ghiftare. Dar el de unde o știut? Și bătare a spus, du-ți și e, acolo îi se poate. Nu-i liber, dacă ești, nu e, nu e nimărui. Da, străină. Și când băiatul și-a venit la deal, a văzut că lemnile tăiete, a întrebat cine o tăiet. Victor, vine la Victor, cine a dat voi? Și Botariu spune, poate. Și o bătrân, și a fost judecat. Și în judecat și era, a fost. I-a dat-o... O chemat pe Ciubătari și a spus Ciubătari. Că eu nu știu. E Valentin? Da, da. A fost la judecat Valentin acolo, a fost judecat. Și a spus că și eu nu e. Și eu nu am înțeles, dar lui i-a dat 120 de ceasă. Și eu nici nu l-am mai făcut. Cui? Lui Chirilă. Lui Chirilă? Da, a lui Chirilă, da. Băiat. Dar Valentin, când a spus că eu n-am dat voie, da? Și cum nu dat dacă o dat voie? Cum? Dacă acolo ne-a murit. Dar care oameni și eu murit, s-o... Da. Și-l tăiesc, ia să-l tăiesc și eu, dar și...
Asta e. Nu e. Când eu și m-am vărut, că omul și noi că curățai pământ și m-am vărut la tot cănetare, asta e altceva. Dar cine e vinovat că am uiat la noi tot așa o problemă 30 de mai? Cine a organizat? Cibotare, așa și aici, a organizat, du-te! Măi, și de rău omul ăsta, eu nu mă pot răzbri. Și voi vă duceți și tăieți. Și la urmă? E moșul, da. La urmă voi îmblați bătut. Care i-a luat casă, i-a luat pământurile, i-a luat tot. Dosar penal, bătut. Și tot Natalia și-a fost la judecată în genunchi, o stat, o rogat, Turcanul așa a fost. Da, da, da. Și Turcanul a zis, ieși, nu fai așa teatru, ieși afară. Turcan Lilia, Turcan Lilia, judecătoarea, da, lipădătură, da. Casa, când eu rămas lucruri la casă, care îmi duc casa, nu Lilia mai dat. A bătut joc din rudii lui. Și asta înseamnă. Și am ea rămas la bătrâneță. Poate vreau să vindeți, să mâncați mai în ghine pământul și ala. Corect, corect, da. Nu știți? Trebuie dus la primărie mâine dimineață. Trebuie să... Descris fix așa... Acum, descris fix așa cerere, da, tătătăt, da. Băi, procuratură, e jale mare, băi, Maia Sandu... Maia Sandu, e banii lui Fciorțul filat și vine la Târnova, că aici e, Doamne ferește... Vine și ajută poporul ăsta. Duci ca tancul. Așa tot Natalia, așa. Vine că lor e, dar nu, nu nevoie. Asta e. Asta da, e. De noi da. N-are voie. N-au nevoie. Că noi suntem bătrâni și la pensie. Trebuie de întreagă fiecare-și bătrâni. La mine au spus așa, eu am de 100 de hectare pe lângă fabrică, dar țâinul dau și gata. În față. Și să răspunzi. Dar și tot asta e cel de hectare. Ia că eu n-am cine 100 de hectare. Eu am lucrat 40 de ani și am lucrat... Da. Și mulți țâni. Da. Și am țat din casă în casă. Ia și casă. Voi, Pastaian, ați ținut cu dânsul? Eu nu am ținut niciodată. El pe, lăsați. El pe mine mă vede. Tu... Odată ați venit la mine tu... și ați băi, spus că îi păbitește pe... eu. Dar am uiați înțeles și de el. Deci eu am dus el tot satul de țăgani. Deci eu am dus tot narcomanii și întâlnești pe noi. Ia ca bătrân de mă înțelegi, dar nu mai tineri. Mai tineri. Eu nu pot înțelege și țăgani și deși narcomanii. Deși sunt mă liștesc. O fost noi, dar și a fost alt, dar ești așa să uiți la mine ca călizător cu ceva. Prima dată când în la sanatorii au rugat scriu cere să duc la sanatorii amândoi, să le cuiești, eu însuși și-o pot să grăiesc de cibotari, dar el zice că uiși din casă, Natasha a rămas cu mine. Valentina, el, noi suntem rude, eu nu vreau să aud nimic despre cibotari, spui rău. Și o ieșit din casă. Dar muia s-a schimbat tot, că ați văzut și cine el și cine... Ascultă, bine să îndeși. Slavă Domnului! Eu la sanatorii mi-au spus, dar eu mi-am zis, eu am o moale, știi? Mi-au spus așa, da. Că zice, du-te acasă sunteți și el, așelea, cărțișel, cel care a fost la sanatorii, se întoarcă toți banii înapoi care i-ai cheltuit. Cine zice? Mi-a spus lumea acolo, toți oameni ca gramă, da, că nu da, mi-a spus da, da, da. Că zici, ia voastră, vedeți să vă dăi puteori bezplatul. Da, 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 da. Ia, dar și le-ați cumpărat? Dar cum? Cumpărat? Am un cum cumpărat? Ele cumpăr pe asta ea. Dar păi ele-s pe degeaba. Jumătate de cont am dus la sanatori când am fost la sanatori. Dar câte ori am spus că e fără bani, dar voi ați spus și să facem cu bani, cumpărăm și ne ducem. Dar noi am unde bani și ne-am cumpărat. Am știut că fără bani pentru bătrâni. Nu știu cum a fost, cum a fost cu rușul, au fost ghini. Eu, vrei, nu vrei, hai du-ți la sanatorii. Da, da, nu mai este, uite, am unde am luat rușii. Da, au procedat foarte, știți că la Maria Rupă au procedat foarte porșiești. Uitați-vă, le-au luat pământul. Dumnezeu e mare și voi ați îmblat în biserică toată viața. Și trebuie să avem răbdare și încredere în Dumnezeu. Nu mai las țara asta. Răbdare, dar așa vărsare și aici pământul. Pur și simplu scrie în Biblie, prăjdut brat na brata, sân na ța, vă așa este, de că așa este, dacă da. Dacă voi sunteți rude și el n-are inimă, măcar pentru voi, spui, măcar și da, câte aici, 10 și 20 da. De soțuri, câte? Da. El bodyguard are, el da. Bodyguard are. Zici bodyguard. Aici cu dânsul de... Da. Să-ți părie de tăs de da. Vine că e gine lui, nu-i nevoie la tăs. Da. El bodyguard are, oameni buni, Doamne ferește, da. Rămâneți cu ghii, cu bine, că de-a mâine noaptea... Mâine dimineață... Mâine dimineață, vă rog. Da, mâine dimineață mâine la... Ne ducem la... Da, tăs împreună la primărie. La acolo, la cadastru și scrim acolo, fata asta scrie corect cerere și
și primiți titlul la pământ la casa asta. Și înseamnă asta? Ați rămas acolo, fir pământ, aici fir pământ. Da. Și bate joc din bătrâni. La ora 8 vă stăruiți la primărie. Asta e îngroază și mie pământ care eu nu vreau să mă părloagi cu nevastă. Și să-i strângeți roada, să strângă el roada. Strângeți-o voi roada, e vostru pământul. Eu dacă nu am pus și să mă întind, că la tine nu vreau. Dar el, da, dacă el așa s-o avea certat și el, dar să uite, am un cam la mine, cam galer. Că la secund voi face galăjire. Și dar cred că eu suflat, că zice, așa e vânii plăcieri, că zice, zi-ai omul pământul înapoi. A să dăie, să dăie, vă promit. Vă promit că ar să dăie. Lasă-mi să-i ceapa mie cu Dumnezeu. Da. Și am să fac eu cu Dumnezeu. Să-i dea ajutor, nu e, dar să-i dea dar nu, trebuie să vă plătească vouă, leafă, că voi îngrijiți toată ziua de dansă. Mâini dimineață numai decât. Și să răieși, aveți aici, bună și să răieși. Văd că aici scrie, votăm pas, votăm pas, votăm pom, oameni buni. Eu m-am implicat în politică, dacă scrieți votăm pas, m-am implicat în politică pentru oamenii ăștia. Și vă promit că prima trebuie să ne dezbăierăm de sărăcie. Și e foarte ușor să ne dezbăierăm de sărăcie. Eu vă promit că ar să fie... Da, ar să fie... Bine, n-ați vă paie rău. Votați pom și o să vedeți. Sunt toți oamenii curați în pom. Nu a fost la guvernare, nu a furat. Și am să vă arătăm că noi am fost piștecotare și am văzut viața de piștecotare. Vă strâng mâna, ne vedem numai decât, da. Așa e, păi, nu am pe drumul. Corect, bravo. Că eu mă duc, că eu sunt așa, eu mă duc, eu deschid ușa pe cea. Bravo, da. Da, trebuie să vă omenește. Omenește, da. Și da. Place. Iată. O, seară bună vă doresc, da, da, mulțumesc frumos, da, și vouă, a să vă ajutăm. Sănătate, până mâine dimineață la primărie, bine? Da. Oameni buni, votați pom, votați și n-a să dați greș, credeți-mă. Noi a să facem și amnistie, tot, am pus în plan, tot pentru popor. Pe noi nu ne interesează banii, nici pe mine nu mă interesează banii, nici pe... Toți ai noștri din partidul POM, pe noi nu ne interesează banii. Votați când ați vă paie rău. Eu am să vă arăt cum să lucrează și foarte, foarte repede, foarte scurt timp. Pentru că eu știu toate problemele poporului și el se vorbesc din om în om. Din om în om și omul trebuie să vie la deputați, să vină și să-i spui problema. Toate dosarele la revizuire. Nu care le-a făcut Grigorciuc lista de 38, toate oameni buni, degeaba stau în penitenciare. Lumea își pune seamă în penitenciar. Satul Târnova, raionul Dondușeni, votați pom, să nu vă pare rău, că la noi tot pachetul e social, pentru om. Dar în penitenciar își plece ei, eu vă promit. Ați văzut cum a tras și apa, și mâine dimineața iar din nou, noi ne-am grămădit lume multe, noi stăm... Și discutăm, pentru că problema poporului pe noi ne doare. Care Chicu? Eu împreună cu echipa luptăm contra lui Dodon. Uitați ce a făcut Dodon din lume. Contra lui Voronin, râsurile pe neofurat, lipădăturile, tot confiscat, tot naționalizat. Credeți-mă ce vă spun eu. Lumea plânge fără pământuri. Lumea plânge fără pământuri. Asta e foarte grav. Vedeți? Apă e făcut, eu tras la doamnă. Așa, pe glot, cum e, nu e nevoie. Ori sunt drepte, și pământ, și drum, ori sunt drepte, tot o sunt drepte. Votați să schimbăm odată, ajunge 30 de ani. Ne-a rămas foarte puțin timp, noi ne-am implicat, nu cu... De la bătrânii din Târnova. Mulțumesc! De la mulțumesc frumos, astăt nu mă vor, da, mulțumesc frumos, mulțumesc, uitați-vă toți împreună, pentru că aici de când luptă în Târnova, eu n-am crezut așa mafie aici în Târnova, să vă și rușine, dar mâine dimineață la ora 8 la primărie îi bătem din nou. Votați și n-ați vă paie rău, credeți-mă ce vă spun. Oi, seară bună vă doresc la toți și noi ca să aflăm cum trăiesc în sat și să știm cum sculegeu înainte îmblau prin sat și sculegeu diferite cânti și din vechime, una alta. E ca fix așa, noi trebuie să sculegem amuia, să ajutăm la oamenii nevoiași. Vedeți-am în seara ce v-am arătat. Casa cu 5 copii, de acolo mi-e interesantă istoria, acolo era banca casa. Acolo mi-e interesantă istoria. Lumea încă suntem să vorbească, suntem de banc, suntem de microfinanțări.
suntem de, noi suntem contra la microfon, înțelegi? Trebuie să zbori prima de pe, de pe pieță. O luat casă, o luat masă, o luat tot la oameni, oameni buni. Executorii, judecătorești, la gunoi, tăieți, trebuie, cum eu adus în pachet, așa în pachet trebuie duș. Tu nu poți lua ultimul ban a omului. Aliona, pe drumuri, până în ziua de azi, nu se duci fără mine la asistența socială, în Chișinău. Că libătătura aceea de Carolina Olaru e la fel ca așa este din, din sat de aici. Eu vă rog foarte mult, trezări moldoveni, că avem o șansă foarte mică. Noi suntem fără pleante, cu un telefon mobil în mână. Vă arătăm și vă demonstrăm că se poate a să ducem investiții multe. Justiția. Justiția o să zboare 2, 3, 4, 5, 10 judecători în penitenciar. Mulți. Eu vă promit. Seară bună vă doresc la tăți. Cazurile toate spuneți-ne-le în privat. Eu vin în toate satele. Credeți-mă că ați dobdesc.